Spuneți-mi, cât mai rezistă Victor Ponta? Ca să intrăm direct în subiect. Eu sper să reziste. Are susținerea mea, are susținerea... Politic, nu psihic. Politic vorbind. Are susținerea mea, are susținerea Partidului Social Democrat, are și susținerea coaliției. Deci, din punct de vedere politic, și toate condițiile să rămână în continuare prim-ministru până în decembrie 2016. Dar situația lui, din punct de vedere juridic, nu devine mai complicată? Eu n-am de unde să știu asta. Păi, s-a anunțat zilele acestea finalizarea dosarului. Cum se poate finaliza? La cum arată, e clar că o să-l trimită în judecată. Bun, haideți să presupunem că îl trimită în judecată. Nici nu sunt jurist, nici nu sunt procuror, nici nu am informații din interior. N-am de unde să știu lucrul ăsta. Când ajungem acolo, o să vedem ce se întâmplă. Păi dar nu puteți să așteptați să vă ia prin surprindere. Lăsați că nu ne ia prin surprindere. Dar Victor Ponta are susținerea politică a partidului și a coaliției. Și credeți că coaliția va mai rezista? Eu cred că da. Nu sunt motive pentru ca această coaliție să nu reziste. ALDE, prin vocea domnului Tăricianu și a lui Daniel Constantin, și-a exprimat susținerea pentru guvern. UNPR-ul, prin vocea președintelui Gabriel Oprea, la fel. Sunt oameni de cuvânt, oameni de încredere. Nu sunt motive să rupem coaliție. Chiar nu sunt. Deci o schimbare de guvern s-ar produce, hai să spunem, în trei ipoteze. Prima ipoteză, Victor Ponta să-și dea demisia. Și a mai dat o lătă pe Facebook de la partid. Eu cred că nu mai face acum, sper. Da. Bun, o să urmărim Facebook-ul pentru asta. Doi, ca unul din partide, de fapt UNPR-ul e cel care contează în toată această ecuație, să voteze o moțiune de cenzură sau să anunțe retragerea sprijinului pentru guvernul Ponta, ceea ce Gabriel Oprea a spus că nu va face. Iar a treia ipoteză este ca președintele Klaus Iohannis să-l suspende în condițiile în care acest dosar ar fi trimis în instanță. Pentru această ultimă situație, aveți vreun scenariu pregătit? De suspendarea premierului? Da. Nu e nevoie să... Eu nu cred că este benefic sau eficient să stai foarte mult, să cheltui foarte multă energie și imaginație, să construiești scenarii pe niște ipoteze despre care nu știi cât de realiste sunt sau nu. Lucrurile, dacă se întâmplă, sper să nu se întâmple, nu vor avea o derulare cu viteza luminii, o zi pe alta. Sper să ne ajungem acolo. Dar PSD-ul nu e un partid mic și un partid care să poată să fie luat prin surprindere. Deci există variante. Eu în continuare cred și sper ca Victor Ponta să rămână prim-ministru până în decembrie 2016. Mi s-ar părea exagerat ca președintele Klaus Iohannis să-l suspende în aceste condiții? Nu mi-aș dori. Să asistăm la o schimbare de guvern printr-un act administrativ? Nu mi-aș dori să se întâmple asta, pentru că eu cred, îmi doresc ca în România lucrurile să se întâmple într-un registru democratic, în care totuși să nu se uite că orice guvern ajunge în final acolo prin votul cetățenilor. E adevărat, indirect, dar prin votul dat parlamentarilor care formează un guvern. E bine ca guvernele se schimbe atunci când sunt sau după alegeri, sigur, cu excepția moțiilor de cenzură, care și asta prezintă un mijloc democratic. Când ați vorbit ultima oară cu Victor Ponta? Ieri după amiază. Ieri dimineață, ieri după amiază. Da, o înregistrăm miercuri, deci în cursul zilei de marți. A, marți, da, scuze. Da, nu, nicio problemă, că nu e. Emisiunea e înregistrată. În fiecare zi. Deci în fiecare zi vorbesc cu Victor Ponta. Și mai aveți acele sentimente față de el? Mai considerați tânărul dumneavoastră prieten? Da, el n-a îmbătrânit, deci rămâne în continuare tânăr. Nu, întrebam dacă e prieten, nu dacă e tânăr. Sigur. Distanța între dumneavoastră și Victor Ponta rămâne aceeași, 10 ani. 10 ani, da. Din partea mea nu s-a schimbat cu absolut nimic abordarea, relația cu Victor Ponta. Chiar nu. Din partea lui? Nu cred. N-am văzut, nici n-am simțit. Păi nu, am citit. De ce vă întreb? Pentru că am citit contul de Facebook. Ați avut două postări lungi. Mi s-a părut că erau scrise de dumneavoastră, corect? Mi s-a părut bine. Da? Pentru că exista o tentă foarte personală în acele postări. Și în sfârșit, acolo aduceați în discuție mai multe aspecte privind relația cu Victor Ponta. În primul rând, de ce ați simțit nevoia să scrieți pe Facebook și nu ați vorbit direct cu el? Am vorbit și cu el, dar... Că e ușor exhibiționist când vine vorba de relația între două persoane. Da, aveam eu foarte multe mesaje pe care le primeam pe Facebook. A fost o perioadă destul de intensă, emoțional, dacă pot spune așa, acele zile premergătoare Comitetului Executiv Național în care am primit eu votul de încredere de la colegi și se vorbea foarte mult și cu foarte multă patimă și am simțit nevoia ca ceea ce
vreau să-i spun lui și și spusesem să postez și pe Facebook pentru ca toți cei care îmi trimiteau mesaje și care erau interesați de relația noastră să știe. Și într-adevăr, am pus acolo o tentă foarte personală, dar am făcut-o în mod intenționat. Da, pentru că ați vorbit la un moment dat de tânărul nostru prieten, Victor Ponta, care a făcut câteva gesturi anapoda, pentru că a părăsit o vreme toate aceste reguli ale prieteniei, m-am grăbit să-i fac reproșuri în public. Deci, din punct de vedere personal, a existat o tensiune între dumneavoastră și Victor Ponta. Am fost supărat. Prietenii se mai supără. Dar niște supărări care apar... De atitudini politice, nu vă putea supăra că, nu știu, a ars omleta dimineața. Bineînțeles. Bineînțeles. Gestul lui, pe care în final l-am înțeles. Orice om poate să treacă printr-o situație limită, am înțeles, dar e un gest care ne-a surprins pe toți și ne-a afectat pe toți demisia lui din partea partidului.